Ca întotdeauna, toamna cea darnică ne oferă și bucate din belșug, dar și majorări de prețuri. Pe lângă cele privind produsele alimentare și amenințătoarele viitoare prețuri la gaze și curent, hunedorenii vor avea parte și de o nouă modificare a tarifelor la gunoi, conform directivelor europene care prevăd tarifarea separată pentru fiecare operațiune desfășurată de Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Bârcea Mare. Dan Stoian, director executiv al ADI, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor din județul nostru, a explicat la Hunedoara 1 TV motivele care stau la baza acestei modificări a tarifului, dar și concluzia că valoarea viitoarelor tarife depinde de modul în care hunedorenii depun selectiv deșeurile. Nu este neapărat o majorare propriu-zisă a tarifelor, ci este o modificare a sistemului de tarifare. Consiliul Județean trebuie să se alinieze cerințelor legale care spun că fiecare operațiune din sistemul de la CMID trebuie tarifată separată, respectiv sortarea trebuie să aibă un tarif, tratarea mecano-biologică un tarif și depunerea în celula ecologică un alt tarif. Aceste tarife nu înseamnă că se adună, ele sunt proporționale în funcție de fiecare cantitate care intră pe fiecare secțiune în parte. Ce intră în sortare poartă un tarif, ce iese din sortare și este refuz de sortare merge la tratarea mecano-biologică și este din nou un alt tarif și așa mai departe până la depunerea în celula ecologică, depunere care este soțită și de penalitatea numită economie circulară, adică 160 de lei pe fiecare tonă. Deci asta e o cerință legală. Apoi, modificarea era necesară pentru că s-a schimbat inclusiv modul de abordare din punct de vedere al facturării redevenței. Redevența la ora actuală pentru întreg sistemul de management al deșeurilor în județul Hunedoara este distribuită pe două zone, respectiv zonele unde s-au făcut investițiile, pentru că amortismentul dă această redevență, amortismentul instalațiilor și utilajelor care au venit în sistem, respectiv la CMID, care este contractul CJ-ului și de asta ei se ocupă de modificări, și a doua poziție purtătoare de redevență este Valea Jiului prin stația de sortare și transfer de la Petroșan, care iarăși este o investiție în care sunt investiție nouă făcută în sistem de la început și care este purtătoare de amortisment care trebuie recuperat prin redevență. Astea sunt în esență modificările. Acum, influența directă asupra cetățeanului în taxe și tarife rămâne să o vedem în ulterior. Și noi, de exemplu, în modificare de tarife pe Valea Jiului și am așteptat această modificare de tarife în CMID ca să le putem corela cu tarifele de operare și să venim cu un tarif final pentru Valea Jiului. În mod normal, sigur că o creștere va exista, numai că ea depinde în continuare de modul cum cetățeanul și cum OAT-ul le înțeleg să depună selectiv, ca să colectăm selectiv, ca să creștem reciclabilul, care sigur că este purtător de taxe de cheltuială mai mică decât deșeul menajer. Acum, oricum, noi suntem foarte mult afectați ca sistemul de garantare și returnare, care e un sistem paralel, știți că funcționează și este legat de recuperarea acelei garanții de 50 de bani pe fiecare sticlă și PET, însă sunt în esență modificări legislative impuse de către ordonanța 640, care a venit cu clarificări suplimentare, repet, facturare pe fiecare serviciu în parte, cum și noi în partea de operare avem tarife separate pentru colectare, pentru partea de sortare și pentru partea de transfer.